Aproximativ 2 luni mai sunt până la startul noul sezon al handbalului masculin din România, însă pe litoral este deja agitație mare. HC Dobrogea Sud și-a aflat la începutul acestei săptămâni programul din turul campionatului, iar prima etapă programează pentru 29 august o confruntare puternică pentru formația constanțeană contra lui CSM București. Până atunci însă, pe 25 august, elevii lui Circoviș vor lupta pentru Supercupa României contra campioanei Dinamo București, într-un meci care prefațează tradițional noul sezon. Conform programului anunțat de oficialii constanțeni pentru această vară, lotul lui HC Dobrogea Sud se va reuni pe 19 iulie după vacanță. Pe 1 august, jucătorii și staful tehnic vor pleca într-un cantonament de pregătire care va fi urmat de câteva meciuri amicale. HC Dobrogea Sud este înscrisă în sezonul 2021-2022 al EHF European League.